și pensiile. Alex Brădescu ne spune mai mult. Alex, care sunt mai exact revendicările? Bună seara, Maria! Bună seara, domnilor și domnilor! Mâine, de la ora 11 și până la ora 13, vor avea loc cele mai de amploare proteste din acest an, în fața a 20 de instituții publice din România în același timp. Vorbim aici despre ministere ca Finanțe, Ministerul Muncii, Administrația Prezidențială sau în fața Guvernului României sau chiar în fața sediului central al Partidului Național Liberal vor protesta oamenii. Câteva sute de persoane sunt așteptate și pentru că mă întrebai de nemulțumiri, principalele nemulțumiri sunt legate de faptul că salariul minim pe economie ar trebui să crească în acest an doar cu 41 de lei net față de cel puțin 100 de lei cât cer marile federații. Și nu în ultimul rând, oamenii sunt nemulțumiți de pensii, pentru că nici măcar acum nu știm cu cât vor crește pensiile sau dacă vom beneficia doar de acea mică creștere, dacă putem spune așa, de 3%, adică o indexare cu inflația, și mai cer oamenii și de eliminarea acelei măsuri prin care salariile din sectorul public sunt înghețate în acest an la nivelul 1 decembrie anului trecut. Aceste proteste de mâine au loc după un alt șir lung de proteste organizate în ultimele săptămâni în marile orașe din țară, în fața prefecturilor sau chiar în fața administrației prezidențiale. Vom vedea dacă oamenii vor reuși să schimbe.